România merge la Formula 1 după ce Observatorul a anunțat că tricolorul va apărea pe pistă. Jurnaliștii europeni de specialitate confirmă: un monopost românesc va completa startul marelui circuit din 2015. În plus, ar fi doar o chestiune de timp până la anunțul oficial, atunci când am putea afla și dacă unul dintre piloți va fi tot român. Este ca și oficial, mergem în Formula 1. Cu 30 de ani de experiență în domeniu, jurnalistul britanic Adam Cooper anunță că românii ajung în marele circ. La București, compania care a cerut aprobarea de la Federația Internațională de Automobilism nu confirmă știrile pe surse, dar nici nu le contrazic. Suntem la curent cu zvonurile care circulă, că cei de la FIA nu au emis niciun comunicat oficial. Anunțul vine la nicio lună de când americanii de la Haas au primit și ei undă verde. This is something, this project we've actually been working on for a number of years. I would like to do 2015 simply because I think the first year is going to be a difficult year, no matter what happens. It's a very big challenge. Dacă americanii nu și-au făcut deocamdată planurile, echipa fostului ministru al sănătății Ion Bazac pare să stea ceva mai bine. Cu sprijinul lui Colin Coles, Forța Rosa ar beneficia deja de un acord pentru folosirea motoarelor Renault pe un model marca Dacia și chiar de o uzină lângă München. În plus, unul dintre piloți ar putea fi român. Vă pot doar confirma că este un dosar de licențiere depus de Forța Rosa de anul trecut. În momentul în care cei de la FIA vor emite un răspuns, vom ieși și cu o declarație. În acest sezon în Formula 1 concurează 11 echipe, iar cu Haas și Forța Rosa numărul lor va ajunge la 13.